Superliga vă este oferită de Superbet. Confruntarea dintre Hermannstadt și FCU 1948 este penultima partidă a etapei cu numărul 7 din play-out-ul Superligii României. Și are culoar foarte bun și Paraschiv, mingea sare apoi în spate la Iancu, foarte liber este Balaure. Balaure șutează, scoate cu rău! Prima mare șansă acestei partide. Șut totuși cam pe direcția portarului, insistă Hermannstadt, Minnesota pentru Opruț, urmează centrarea, nu era deloc Balaure! Ce paradă face Gurău și ce șansă mare are din nou Balaure! Scapă foarte ușor de marcaj Gabi Iancu. Iată și primul șut al lui Balaure. Încearcă să reacționeze acum echipa craioveană. Foarte bine intervine Opruț. Minge respinsă până la Batten. Scoate pentru Butean. Poate să fie o centrare surpriză. Într-adevăr! Oh! Ce ocazie din nou pentru Iancu. Deja trei șuturi, sau mă rog, trei faze periculoase în doar 2 minute, 3 minute. Excelentă centrarea lui Butean și poziționarea lui Iancu. Balaure va retrimite probabil în careu și într-adevăr așa se întâmplă. Este acolo Mascarenia, să-i fură mingea, Paraschiv, parada lui Gurău. A treia intervenție a portarului craiovenilor. Opruț și el jucător de națională, dar cred că un rol foarte important în această echipă l-are Minnesota. Să vedem șutul lui Paraschiv pe lângă poartă. A recuperat câteva mingi în jumătatea adversă Hermannstadt. Basa va căuta poarta pe sub zid sau pe lângă zid, dar și departe de poartă. Superliga vă este oferită de Superbet.